Domnule președinte, încă o chestiune Vă rog. legat de comunicatul de ieri cu acel proiect pentru o singură echipă la Cluj care să fie susținută. Dacă ne puteți da mai multe detalii, cum ați vedea dumneavoastră acest proiect? Acum a fost o felul de discuții că fie se unește cele două echipe cunoscute la Cluj, fie va rămâne una singură și cealaltă să fie desfințată. Sunt o felul de frământări, să zic așa, în rândul microbiștilor, dacă ne puteți da și alte detalii ca să lămuriți acest aspect. Da, nu ar trebui să fie, dar o să încerc să lămuresc pe scurt. Nu ar trebui să fie nicio frământare, pentru că, în primul rând, sigur, eu am exprimat un gând, o părere și, practic, câteva semne de întrebare. Pentru că eu nu sunt persoana care să desfințez sau să înființez echipe de fotbal. Asta în primul rând. În al doilea rând, eu am mai trecut într-o perioadă de asta în care, atunci când am demolat vechiul stadion, am fost amenințat cu moartea și mi s-a spus că vreau să fac mall acolo și că niciodată nu o să se facă un stadion și oamenii s-au legat, o parte din sporte s-au legat cu lanțuri și ne-au amenințat că vom face mall, că știu ei că noi suntem plătiți de nu știu cine și că am vrut să mutăm, să facem, să dregem, să distrugem un stadion și să facem acolo un mall. Deci, ca atare, cum să spun, amenințările sau anumite organe introduse în anumite zone, cum se practică acum pe site-uri, ați văzut și dumneavoastră dintr-o parte a celor care scriu, nu mă surprind, pentru că sunt obișnuit cu asta. Ce pot eu să vă spun este că ceea ce eu am exprimat acolo, un semn de întrebare, este legat de sportul nostru în general și despre ceea ce ne dorim în perspectivă să facem. Vrem un sport care să fie hobby, vrem un sport de performanță. În ce măsură putem să avem două, trei, mai multe echipe de fotbal și să generăm performanță, sau comunitatea clujană își dorește mai puține echipe care să facă performanță? Am văzut diferite studii în care peste 80% din cei întrebați și-ar dori mai degrabă echipe mai puține și performanță mai mare. Există și o categorie a clujenilor care își doresc un sport mai degrabă hobby, care chiar dacă nu există performanță. Eu nu am spus acolo că vreau să desfințez o echipă sau să înființez altă echipă sau că doresc să-i rămână una să dispară cealaltă. De altfel, se știe că doar eu, în cariera mea politică, am fost unul dintre cei care am făcut totuși ceva pentru Cluj, chiar dacă nimeni nu mai recunoaște acum. Nu uitați că decizia de a mi-asuma demolarea unui stadion într-un oraș în care era legat de istorie mi-a aparținut în totalitate, că toți au fugit atunci de decizia asta. Ca oportunitate mi-am luat această decizie și am demolat vechiul stadion și tot atunci am gândit un plan bugetar pe 3 ani să construim noul stadion cu plata TVA-ului de la guvern, dar în rest integral din bugetul județului s-a construit acest stadion. Și atunci o parte din cei care m-au criticat pentru că spuneau că ar fi trebuit să fac spitale, școli, grădinițe și să nu fac stadion. Și din nou am fost înjurat de o altă parte și, așa cum am spus, cu diferite expresii la adresa mea. Deci, eu mi-aș dori să existe o discuție despre asta, dacă există interes pentru asta. Eu nu stabilesc prioritățile oamenilor, în ce măsură ei doresc să discute despre sportul clujan, despre țintele lui. Doar constat că există în momentul de față există vremuri grele, vremuri dificile. Patronii nu au bani să financeze integral echipele, administrațiile publice de asemenea nu pot finanța decât o parte din entitățile sportive. Vă dau un exemplu. Eu n-am finanțat de la Consiliul Județean în niciun fel CFR-ul, fiindcă sunt acuzat de cei de la UCAS ceferist și invers, de cei de la CFR că sunt duist. Noi nu am finanțat în niciun fel CFR-ul care este campioană, în schimb am finanțat Cluj pentru că a existat această posibilitate legală și am făcut-o. Asta nu înseamnă că eu, într-o abordare publică, nu pot să-mi pun întrebarea și să văd, domnule, ce-și doresc oamenii? Vrem să știm ce-și doresc oamenii despre sportul clujan, clujenii în general. Nu eu, nu neapărat dumneavoastră, nu cei foarte apropiați care se duc la sportul acesta în mod constant. Oare ce și-ar dori clujenii? Și-ar dori o echipă performantă care să aibă performanță de Champions League? Sau și-ar dori două echipe performante, sau trei, sau patru, sau una?
În ce măsură putem să finanțăm ca și comunitate, dacă mai finanțăm? Sau în ce măsură rămâne doar o finanțare privată în totalitate? În rest, părerile, mă bucur că există păreri, pentru că scopul pentru care eu mi-am pus aceste întrebări a fost tocmai pentru a-i sta o dezbatere. Nici de cum pentru a ne certa sau pentru a ne înjura. Pentru că, repet, în niciun fel eu sau Consiliul Județean nu avem în competență să înființăm, să desființăm echipe. În orice moment se poate înființa încă una, două, trei private, câte doriți dumneavoastră, dacă se îndeplinesc condițiile legale. Pe de altă parte, nimeni nu poate lua tradiția, istoria unei echipe, nici de partea cealaltă nu poate să ia trofele sau ce a obținut cealaltă echipă. Faptul că noi reușim sau sper să reușim să avem o dezbatere sinceră, deschisă, indiferent ce credem despre subiect, cred că este un pas înainte. Asta am vrut și am spus în acel comunicat, fără niciun fel de a deranja pe cineva sau de a-i ataca pe unii sau pe ceilalți. Clujenii trebuie să spună ce doresc. Ei ar trebui să ne spună dacă doresc să alocăm bani publici pentru sport. Dacă da, până la ce nivel? De copii, juniori? Dacă da, la asociații și fundații sau chiar la societăți private? Sau nu? Legislația la fel trebuie lămurită. Iar noi ca și comunitate trebuie să ne stabilim niște ținte. Dacă reușim să stabilim ținte mărețe și ne ținem de ele, vom putea avea și performanță. Dacă ne dorim să avem sportul ca un hobby și să avem multe echipe care să facă sport sau să joace în diferite campionate, la fel. Dacă asta este dorința comunității, asta se va întâmpla. Dar eu ca și persoana aleasă nu pot să nu mă întreb și să nu întreb oamenii ce își doresc. Chiar dacă simpla întrebare pe care o pui este interpretată diferit funcție de interesul celui care o ascultă. S-au întâmplat situații în care echipele n-au putut să se adune într-o comunitate și au rămas multe, două, trei, patru sau câte ori fi. S-au întâmplat entități care au reușit să găsească calea de mijloc și să creeze o echipă valoroasă pe care întreaga comunitate să o susțină cu toată infrastructura practic pusă la dispoziția acestei echipe. Sunt fel și fel de experiențe în lume. Dar faptul că noi ne întrebăm, sau eu m-am pus aceste întrebări, cred că nu e un deranj pentru nimeni și credeți-mă că a fost o exprimare sinceră, fără ca în spatele acestei întrebări să existe anumite interese. De altfel, știți prea bine că nici nu se poate decide peste capul unor privați sau peste capul unor entități care controlează anumite instituții de sport. Deci, pur și simplu, e o discuție pe care aș fi dorit să o avem. Dar poate nu-i momentul. Poate că mai încolo se va putea discuta, sau poate niciodată. Este opțiunea fiecăruia. Dar dumneavoastră credeți că la evoluția economică a orașului nu s-ar putea susține două echipe care să facă performanță cât de cât onorabilă? Acum eu să fim serios, e a doua forță economică a țării. Avântul economic pe care l-a avut orașul, cunoscut în mare parte a Europei. Am avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeană ca oraș. Aceste elemente n-ar putea ajuta într-o oarecare măsură la susținerea două echipe care să facă performanță. De ce nu? Cum să nu? Nu spun că nu, din contră. Dar spun doar că, de exemplu, dacă noi avem două sau trei echipe, ar trebui să folosim eficient infrastructura sportivă. Așa încât să putem, pentru toate aceste echipe, câte ori fi ele, două sau trei, sau câte ori fi, nu am această problemă. De ce nu? Clujul poate chiar patru, pe diverse componente. Dar atunci ar trebui să ne hotărâm și să susținem ca și autoritate publică infrastructura, dar infrastructura în mod egal pentru toate aceste patru sau două sau câte ori fi. Adică astăzi noi nu putem discuta nici măcar despre a folosi o bază sportivă în comun, pentru că orgolile nu ne lasă să facem asta. O echipă nu vrea să joace pe terenul celălalt, aia nu vrea să se antreneze dincolo, cealaltă nu vrea să se antreneze. Până la urmă, noi această infrastructură sportivă, dacă o facem, o facem pentru clujeni. Iar dacă acceptăm că toate aceste echipe sunt ale clujenilor, atunci
Atunci hai să ne decidem măcar infrastructura pe care o generează autoritate publică să aibă un statut de a permite oamenilor care au echipe sau celor private, celor de stat, câte ori fi ele, să putem veni în sprijinul acestora cu această infrastructură măcar. Uh-huh. Nu am spus că nu pot funcționa. Am spus că trebuie să ne întrebăm, avem nevoie de mai multe, de una? Avem capacitatea să generăm performanță la mai multe? Iată, aceste discuții le putem avea și cred că astea ne dau răspunsurile, dar trebuie să ai aceste discuții, că dacă orice abordare de asta o duce la chestiuni de care v-am vorbit cu înjurături și alte chestiuni, până la urmă eu sunt obișnuit, nu am o problemă, că nu e prima dată. Dar pe fond problema tot rămâne. Adică ne dorim să abordăm pragmatic subiectul și să fim eficienți ca și comunitate, să contăm, să avem ținte sus și să ne urmărim interesul. Sau nu? Întotdeauna m-am câștigat pentru că am fost întotdeauna un pas înainte altora. Și cu parcurile industriale, și cu aeroportul, și cu multe alte investiții în județ și în oraș, am avut un avans pentru că am anticipat lucrurile și am nu eu, au autoritățile de la vremea respectivă. Și au demarat anumite proiecte care în timp, prin continuitate, au dus la o soluție foarte bună. Poate că și în domeniul sportului trebuie să ne facem niște priorități. Zic, poate nu. Nu, eu nu am o părere conturată deja. Până la urmă, dacă clujenii care plătesc taxe și impozite doresc într-o anumită formulă, cred că ar trebui să ținem cont de părerea lor. Nu vreau să fiu ipocrit. Că nu doar poți să întrebi clujanul dacă dorește să dea mai mulți bani la o echipă sau la alta sau la un club sau la așa ceva. Eu vorbesc de o planificare pe termen mediu și lung, de o țintă pentru sportul clujan unde vrem să ajungem. Nu despre deciziile uzuale, în care, în mod evident, nu poți să consulți oamenii de fiecare de când e o decizie, că e imposibil. Dar țintele mari ne le putem fixa. Deci, practic, în prima fază, optimizarea resurselor, atât financiare, cât da. Și de infrastructură. Exact, exact. Exact. Eu astăzi nu pot să aprob niciun meci de fotbal pe stadionul Cluj Arena, pentru că am probleme să supără cei de la Cluj, care consideră că e al lor. Și aici n-am în vedere CFR-ul, că nu CFR-ul cere, că CFR-ul nu vrea să joace. Eu vorbesc de orice altă echipă, aproximativ în termenii aceștia. Sigur că s-a mai întâmplat să joace, dar foarte stingher. La fel, Antoldul, la fel alte evenimente, afectează gazonul. Orice decizie am luat afectează de frumos altă echipă de fotbal. Ori trebuie să ne decidem, nu facem asta, ok, cheltuim cât costă întreținerea pe an, nu mai facem niciun eveniment, deși sunt criticat de acea altă parte care spune că de ce nu poate să joace și Unirea Dej, pentru că și Unirea Dej este a Clujului. Deci, îmi doresc să știm foarte clar ce facem. Pentru că să stai să critici foarte ușor. Orice decizie aș lua-o și sigur că mi-asum deciziile, că nu poți altfel, va duce la critici. Dacă e Antoldu mai mult de 40 de ce atâta, dacă de ce joacă echipa de rugby, de ce joacă echipa de la Dej, de ce joacă echipa de la Turda, de ce se antrenează echipa de nu știu unde, de ce nu se dă gratuit total, în totalitate, stadionul la Ucluj și să suportăm în totalitate noi. Sunt și astfel de întrebări, de ce nu se pune la dispoziție din partea comunității. Eu sunt de acord dacă comunitatea spune da, oferim gratuit tot ce înseamnă infrastructura sportivă echipei X sau echipelor. Eu nu am o problemă dacă aceasta este dorința comunității, dar trebuie să o știm, trebuie să discutăm asta. Și dacă legislația permite. Până la urmă nu este bunul meu sau a unei persoane fizice. Dar, din punct de vedere al tratamentului juridic, trebuie să lămurim lucrurile. Ce facem cu aceste entități? Vă mulțumesc, domnul președinte. Da. Nu știu, sper că am fost suficient de clar și eu îmi mențin această părere că orice subiect pe care nu-l abordez la timp și îl bagi sub preș, la un moment dat, vrând nevrând, va trebui să-l dezbați. Și pentru asta nu trebuie să... Trebuie să te uiți ce se întâmplă în jur. Și dumneavoastră știți că există astfel de discuții legate de orice, de stadion care e interpretat de unii într-un fel, de alții altfel, de infrastructura sportivă de unul într-un fel, de unul într-un altfel, la alocările de bani. Toate aceste lucruri ar trebui printr-un proiect, cum spun eu, un proiect al județului pe termen mediu și lung, cu niște ținte precise,
să reușim să ne coordonăm și să avem performanță, dacă asta ne dorim. Mi-aș dori Clujul să fie performant și dacă reușește, știu că unii râd, dar gândiți-vă că au fost echipe care au fost, provin din orașe de 50.000 de locuitori și au jucat în semifinală. Deci, în principiu, sunt excepții. Dar de ce nu putem și noi să facem performanță? De ce? De ce nu poate Clujul să aibă echipe care, una mai multe, câte om decide să facă performanță, dacă un orășel de 50.000 cu finanțare public-privată, cu mare finanțare, a reușit să facă asta? Nu e imposibil. O să zică lumea că visez din nou. Sigur. Accept această părere. Nu am o problemă. Domnul președinte. Dar esența este următoarea. Dorim performanță, dorim să punem împreună infrastructura sportivă, dorim să punem resursele împreună, dorim să facem mai mult decât la nivel de hobby și de a ne lamenta în permanență că nu avem soluții perfecte, nu avem infrastructură, nu avem. Dorim să facem asta. Dacă dorim, atunci hai să facem un plan în ceea ce este sportul clujan pe termen mediu și lung, de la echipe câte doriți dumneavoastră, până la cât antrenori doriți și până la câte planuri ne dorim, și să stabilim o țintă foarte clară pe care să urmăm cu privire la sportul clujan și să stabilim că în acești următorii 10 ani sau cât 20 de ani sau 30 de ani ne dorim pentru acest Cluj să facem următoarele lucruri în domeniul sportiv. Și toată lumea care are decizia să urmeze acest plan pe care noi îl stabilim coerent pe termen mediu și lung. Nu schimbăm toată ziua deciziile, nu influențăm și alocăm resursele după cum e realitatea acelui moment și după un plan, dacă se dorește asta. Bănuiesc că acest plan ar trebui să cuprindă toate sporturile, pentru că, cu excepția UBT Basket și cealaltă echipă de fotbal care a câștigat acum campionatul, la celelalte sporturi nu prea avem rezultate cu care să ne mândrim. Din potrivă, uitați și la handbal și la volei, lucrurile nu merg foarte bine, nu mai vorbesc de gimnastică. Floreta ce a mai avut ceva performanțe. Și atunci bănuiesc că dumneavoastră gândiți acest proiect care să cuprindă tot sportul clujan, pe toate componentele. De acord cu dumneavoastră, eu acum a fost pretextul și am folosit pretextul finalizării campionatului și a aspectului legat de fotbal, pentru că s-a întâmplat acum de câteva zile sau de o zi, două înainte. A fost cald. Exact, dar aveți dreptate. Da, sunt de acord că ar trebui o discuție amplă despre acest subiect. Dacă dorim să-l avem cu specialiști, că eu nu sunt specialist în sport să dau soluții la sunt obligat să mă angajez la un proiect dacă comunitatea îl decide ca persoană aleasă și să-l urmăm întocmai. Sunt specialiști care pot să ne dea soluții, care doresc să se implice și să facem o strategie pe termen mediu și lung în tot ce înseamnă sportul clujan. Dacă se dorește, repet, eu nu stabilesc prioritățile oamenilor, nici nu-i oblig să facă una sau alta. Mi-ar plăcea să avem un astfel de proiect pe care să-l urmăm și care să ducă în final la rezultate. Poate avem două sau trei secții care sunt mai bune, cu performanță mai bună. Poate vrem să întărim acele secții, sau vrem la toate să facem sport de masă și să le tratăm la fel și să nu insistăm pe performanță la niciuna. Depinde ce ne dorim. Că și aici, ca și la echipe, dacă întărim poate handbalul, se supără cei din clubul respectiv care fac basket că nu-l susținem și ar dori acolo să fie finanțarea mai mare. Dar, până la urmă, rezultatele sunt cele care trebuie să dicteze și perspectivele. Da, mi-aș dori pentru toate sporturile să există o strategie făcută de specialiști, iar noi, ca reprezentanții ai autorităților publice, să ne coordonăm și să respectăm aceste decizii și să alocăm resursele și să alocăm inclusiv resursele materiale, dar și infrastructura, dacă ar exista un astfel de proiect, să-l putem urma. Dacă nu, atunci, așa cum avem acum, avem regulament de funcționare, avem alocări pe de-o parte pentru tineret, junior tineret, pe asociații, fundații unde putem finanța și evităm și refuzăm să finanțăm societățile comerciale private, doar dacă au și ele asociații, fundații pentru tineret, acolo mai putem finanța. Iar în ultimul an am finanțat chiar
mult, mult față de bugetele anilor trecuți. A fost o sumă mult mai mare decât în anii trecuți și au fost, au fost multe localități mulțumite că au primit aceste alocări pentru susținerea sportului.